Taurul, da, ăștia da. vor să aibă, Ei sunt zodia acumulării, le place atunci când există abundență și vreau să spun că anul începe promițător, pentru că guvernatorul lor Venus este într-o mișcare retrogradă, motiv pentru care stă mai mult timp, cam până spre 6 martie, pe zodia Capricornului, tot o zodie de pământ, pe o casă bună, o casă explorativă, ceea ce îi scoate pe tauri puțin din zona de confort și ceea ce și trebuie pentru că anii următori vor fi uh, puțin mai dinamici pentru, pentru tauri și s-ar putea să aibă chef să călătorească să învețe, să studieze anumite lucruri și chiar dacă lucrurile astea nu se întâmplă, uh, caută idealuri noi, caută să alerge după ceva care să-i motiveze, adică vor cumva să schimbe rutina și asta da. este un lucru extraordinar. Alergă degeaba sau și se vede cu folos? Nu. Este uh, extrem de important ce se întâmplă.